Ei, salut lume și bine v-am găsit la un nou episod de un tutorial facem azi. Simplu. Așa, deci azi ca tutorial o să vă fac cum să schimbați costumul și sigla, să puneți la o echipă care vreți voi, Real Madrid, Juventus, astea aici, așa. Cum să le puneți la Dream League, fără să plătiți, fără nimic. Deci primul lucru, vă duceți pe Google și căutați, deci eu vă scriu în italiană pentru că sunt în Italia și nu știu în România cum funcționează. Eu am căutat numai aici, știi? Deci scrieți URL, cum să vă zic, Dream League, Dream League Soccer 2018. Kit, vedeți, 2018, Kit Juventus Napoli Real Madrid. Eu pun Juventus, că îmi place pentru că e Ronaldo și îmi place echipa. Deci dați pe primul link sau care vreți voi. Și uitați, aici e linkul de la log, de la sigla, de la ăsta a echipei. Și îl țineți pe el, îl copiați tot. Așa, deci îi copiez eu și acum intrați în joc, ușor așa, deci intrați în joc și intrați în joc și dați pe echipa mea, eu l-am în italiană. Deci aici e log, logs și dai scarica, scarica, descărcați cum e în română și dai, să lipești linkul care l-ai copiat din după net și dai confirmat și uite, acum am logo de la Juventus. Așa. Deci. Și acum puneți, ca să schimbați asta, cum zice, costumul, vă duceți înapoi la site-ul ăsta care era aici și aici e home kit, ăsta, cum zice, costumul care joacă în casă și costumul de deplasare. Costumul de deplasare aici, asta îmi place cel mai mult. Ăsta e de la portar și ăsta e de la portar. Ăsta e tot home kit. Ăsta e, îmi place cel mai mult. Deci ăsta aici și cu ăsta de sus. Și eu să le pun pe amândouă. Ăsta îl pun ca home kit, ca cum joacă acasă. Îl copiez și pe ăsta. Și acum o să dai tot așa, descarcă, download. După aia dați, lipiți tot linkul ăla. Uite, deci mi s-a descărcat și acum îl fac cu ăsta de deplasare și îl iau tot pe ăsta de jos, ăsta, că îmi place mult. L-aș lua și pe ăla de la portar, dar îmi place mai mult ăsta mie. Deci dă-i copii, după aia te duci în joc, intri în joc, dai paste, uite, aici, descarcă, paste și uite, am astea două acum. Astea. Deci ăsta e de la portar, pentru că încă nu le-am schimbat. Și ăsta e de la echipă. Asta e în casă și ăsta e de deplasare. Deci, aș putea să descarc și asta, dar deocamdată nu vreau. Deci, ăsta a fost tutorialul și dacă mai vreți alt tutorial pentru alt jocuri și etc. O să îmi lăsați întrebări și o să vă fac un alt episod de tutorial etc.
Și ăsta a fost video, vă salut și la următorul video o să, dacă îmi cereți un tutorial ceva, o să fac un tutorial. Pa!